Bun găsit tuturor la această nouă ediție a programului Pop Parle de Europe, un program al Institutului Francez din România la Timișoara. Am marea bucurie de a o avea ca invitată astăzi pe Ana Kun, artistă vizuală din Timișoara. Ana Kun este licențiată în grafică la Facultatea de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara și are un master în Creative Writing de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a aceleiași universități. El este nădejde înțeles că lucrează cu text și cu imagine și este interesată de subiecte sociale, politice și de mediu. Este activă pe scena de publicații independente și a produs peste 20 de fanzine și cărți pe teme politice și culturale. Cum spune chiar ea, metoda și tehnica sunt secundare atunci când o interesează subiectul și își adaptează metodele în funcție de necesitățile proiectului. Colaborează cu artiste și artiști, curatori și curatoare, activiste și activiști, educatoare și educatori, îmi place această egalitate pe care o afișează, în sensul foarte larg al cuvântului, colaborează cu toți aceștia. Am decis împreună cu Ana astăzi să vă prezentăm câteva dintre proiectele sale recente pentru a înțelege mai bine cine este și în ce crede Ana Kun. Ana Kun, bună ziua! Mulțumesc foarte mult, dragă Ana, pentru disponibilitate și pentru această discuție. Bună ziua, Mihaela, și eu mă bucur să ne revedem. N-am știut foarte bine ce o să se întâmple anul trecut. Adevărul este că galeriile de artă și muzeele au reprezentat o bulă de aer proaspăt pentru toți, pentru că au fost locuri sigure, aproape pentru toată lumea, care a îndrăznit să iasă din casă la un moment dat. Cert este că pentru artiști au reprezentat o variantă de a se întâlni cu publicul altfel decât online-ul. Tu ai fost activă în ambele domenii, atât în online cât și fizic, și aș vrea să începem prin a vorbi despre una dintre expozițiile de la sfârșitul lui 2020, o expoziție intitulată Fragil, și dacă îmi permiți să citesc chiar de pe site-ul tău, montez expoziția asta cu Mimi Ciora și Sergiu Sas de la Indecis, mulțumesc, și încă nu știm cum va fi. Se poate vizita sau nu, când, cum. Câteva tururi ghidate de noi trei pentru grupuri de colegi sau familii de maxim 10 persoane. Când se poate. Când nu se poate, fac câteva desene pe viu, transmise pe internet, cât să nu uite lumea că la Indecis, în Libertății, e o selecție de izolări pe care nu o vede nimeni. Simultan, rungă de la tipar. Acesta e planul. Flexibil, fragil. Cred că cuvintele acestea spun foarte multe despre cum au funcționat artiștii în 2020. Te las pe tine să ne povestești mai multe despre fragil. Da, o să dau un mic share. Acesta a fost afișul care avea un fragment dintr-una din lucrările pe care eu le-am considerat reprezentative pentru această expoziție. Cumva am conceput, știam de expoziție dinainte de Bienală, am fost invitată de Mimi și de Sergiu. Acest spațiu Indecis mi se pare, este foarte important în Timișoara și mi-a plăcut și cum se potrivea cumva numele spațiului cu situația în care eram. Deci, cumva din nenorocirea care a fost anul trecut, totuși am reușit și cu ajutorul celor din jurul meu să-mi adun mințile și să pot să fac o expoziție. Vă arăt acum câteva imagini. Deci am făcut și o publicație cu imaginile din expoziție. Era în două încăperi. În prima încăpere era această concertină care, uite aici se vede mai bine, avea adunate toate desenele făcute în timpul pandemiei.
și care la care în continuare lucrez. Deci era o lucrare suspendată la propriu și la figurat, am zis eu, și care se putea vedea numai de foarte de aproape, deci de departe. Se vede aici, nu-ți dai seama de nimic. Trebuia să te apropii, să o răsfoiești, ea reacționa la mișcarea ta, pentru că orice suflu de aer mișca paginile, și senzația asta de fragilitate a fost redată și de tematica lucrărilor și de tehnica, să zicem, în care au fost realizate. Deci, asta e o hârtie de orez foarte subțire. Pe de altă parte, desenele sunt o parte prezente în proiectul jurnal de virus de la White Cube, altă parte pe canalul de Facebook al grupului meu Balamuc. Deci, oricum, desene făcute la zi, în fiecare zi de pandemie, de izolare, foarte personale, foarte dramatice cumva pentru noi toți. Și în același timp, formatul ăsta foarte aerisit, din nou așa la propriu și la figurat, îi sporea senzația asta de fragilitate, dar pe de altă parte era și o prezență puternică sau care ocupa loc în cameră, având 5 metri pe ceva. Deci așa se putea vedea. Desene care vorbesc foarte mult despre ceea ce am trăit cu toții și care unele dintre ele au chiar, aș spune, foarte mult umor. Unul dintre ele, ce să zic, eram destul de bine până să mă uit la un interviu cu Snowden. Acum trebuie să fac o pâine să mă mai liniștesc. Hai, sărbători fericite! Lucrurile acestea cred că vorbesc multora dintre noi, pentru că foarte mulți ne-am petrecut timpul făcând cam aceleași lucruri. Deci, pe undeva, într-adevăr, rolul artistului este să vorbească despre ceea ce se întâmplă în societate și să reprezinte, de fapt, o mărturie a unui timp, dincolo de posibilitatea de a ne da chei de lectură pentru lumea în care trăim. De data aceasta, martori. Sunt artiștii, au fost martori al acestor lucruri și le-au consemnat mai bine decât am putea face noi. Afișul acestei expoziții, și rămăseseși cu o imagine puțin mai jos în scrollul tău, reprezintă un desen făcut din porțelan, de fapt. Nu? Este una Da. dintre lucrările tale. Cum a apărut această lucrare din porțelan? Da, aici puteți o vedeți și în context față de o altă lucrare și asta e lucrarea de porțelan cu o mică inserție desenată. Lucrarea se numește Umeraș. Am făcut desenul ăsta, l-am modelat din porțelan într-un atelier din Timișoara și din nou porțelanul îl asociem cu fragilitatea, dar și cu prețiozitatea, dar pentru că el nu era glazurat, nu apărea ca fiind un serviciu de ceainic sau, știi, era, totuși arăta destul de masiv, să zicem, sau avea corp. Mi-am dorit să fie o lucrare despre fragilitatea drepturilor reproductive. În principal în România, unde în timpul pandemiei a fost tot mai greu accesul la întreruperi de sarcină la stat, dar și cumva în paralel cu ce se întâmplă în Polonia deja de ani buni și presiunea aceasta de a, nu știu, de a renunța la a-ți administra propriul corp, de a fi obligat să renunți la. Și umerașul de care mi-au povestit bunicile mele și mama și care acum în pandemie devenise
tot așa un suport pentru măști. Deci cumva redevenea un fel de dispozitiv medical încropit acasă, sigur cu alte valențe și altă brutalitate. Mi s-a părut interesant și cumva fain, să zic așa, că persoane care au venit, femei care au venit la expoziție, nu știau de semnificația umerașului. Mi s-a părut cumva bine că nu au trecut prin teroarea asta și prin nu au auzit povești la rude. Dar pe de altă parte, sigur, trebuie să avem grijă să nu uităm unele lucruri, ca să nu le repetăm. O altă generație care va trăi cu alte coduri vizuale, este adevărat, și care vor rămâne probabil destul de puternice după 2020. Ce a reprezentat, pe scurt, pentru tine această expoziție, Fragil? M-am bucurat foarte tare că am putut să o fac offline. Atunci, în momentul în care aproape toată cultura era obligată să migreze în online, m-am bucurat că a putut să existe niște întâlniri, eu, bineînțeles, în grupuri foarte mici, până în 5 persoane, cu distanțare, cu dezinfectant, cu tot ce trebuie, dar a dus la niște conversații personale și câteodată a fost așa copleșitor emoțional. Însă mi se pare că a fost o, nu știu, a fost un câștig. Aș vrea să păstrez genul ăsta de interacțiune în expoziții, mai mult decât în vernisar, să zicem, unde nimeni n-are timp să se uită la lucrări, nimeni n-are timp să discute despre lucrări sau despre subiecte sensibile, fragile, delicate și așa mai departe. Deci, da, din punctul ăsta de vedere, cred că a fost bine. A fost destul de multă lume, având în vedere toate restricțiile, deci chiar și așa. Și au fost niște discuții foarte profunde, din care am învățat foarte mult și pe care poate altfel nu le-aș fi avut. Crezi că 2020 a fost un an și nu numai artiștii să se gândească mai mult la alte teme, să caute în alte direcții, să-și pună altfel de probleme decât de obicei? Da, cred că pentru mulți a fost așa, da. Pentru că cred că indiferent cu ce te ocupai înainte, pandemia și teroarea asta că te poți îmbolnăvi, că se pot îmbolnăvi cei apropiați, nesiguranța, în special din prima perioadă de izolare, nu puteai să scapi de ea și atunci inevitabil dacă începeai să lucrezi ajungea să fie despre pandemie. Și am văzut la mulți artiști care altfel, să zicem, practică un tip de artă escapistă, au propriul univers pe care îl populează cu teme și interese. Acum au lucrat mai mult, să zicem, la zi, despre ce se întâmpla în momentul respectiv. Și cred că a fost interesant. Pentru mine a fost foarte interesant să văd ce au făcut alți artiști. Mi s-a părut o formă de rezistență și pentru ei, dar și pentru consumatorii de cultură. S-a instalat, îmi imaginez, și o formă de dialog și poate vorbim mai departe despre un alt proiect la care ai participat, un proiect colectiv intitulat 52 Proposals for the 20s. Este un proiect curatoriat de Maria Lind, una dintre curatoarele ediției precedente a Bienalei Art Encounters, și pe care o să te rog să ne le explici puțin. 52 de propuneri pentru anii 20, 52 de propuneri pentru 52 de săptămâni, de fapt, cam așa
venea subiectul, nu? Da. Da, am fost foarte onorați să fim invitați. Eu mă refer acum la grupul Balamung, din care fac și eu parte. Am fost foarte onorați să fim invitați să participăm la acest proiect al Mariei Lind. Era, da, 52 de propuneri pentru decada anilor 20. Proiect pe care a început în 2020, dar care continuă și astăzi. A fost foarte interesant că cumva ea a început proiectul ăsta înainte de pandemie, și a ajuns cumva, nu știu, meditația asta la ce o să fie, ce o să se schimbe, a ajuns să fie cumva, profetică, să zicem. Era genul de întrebare pe care o auzeam foarte des, mai ales în prima perioadă a pandemiei. Ce o să se schimbe? Ce o să învățăm din asta? La care răspundeam destul de cinică, probabil mai puțin decât ar fi bine. Da, și am participat, deci, cu grupul Balamuc, am făcut fiecare câte un desen și le-am alăturat așa, într-o postare. Și a fost foarte interesant pentru noi, care suntem obișnuiți să facem desene la zi despre evenimentele curente sau trecute, să ne imaginăm cum va fi decada anilor 20, ce se va schimba. Și ca să răspund la o întrebare pe care tu, Mihaela, ai adresat-o invitaților tăi de dinainte, cu ce o să se întâmple cu Brexit sau în urma Brexitului. Am avut și un răspuns în care noi, care suntem niște optimiști incurabili, credem, sperăm. Da, deci vă recomand tuturor acest canal de pe Instagram, 52 Proposals for the 20s. Sunt o de săptămâni anul trecut și câteva săptămâni anul ăsta. Artiștii sunt foarte diversi, după cum puteți vedea, și eu zic că este o resursă foarte bună de imagine, da, interpretare a decadei pe care o trăim. Să trecem la un alt proiect și poate îmi explici cum l-ai gândit. Collecting Dust, pe care îl găsim pe doubledecker.ro. Este un proiect mai complex pe care mie mi l-ai explicat ieri, dar aș vrea să mi-l explici și acum pe scurt, pentru că mi se pare foarte interesant de unde pleacă artistul, de la ce idee și până unde ajunge, de fapt, lucrarea sa să se continue în momentul în care ajunge, de fapt, în fața publicului. Este un proiect pe care îl găsim pe internet. Nu a fost văzut altfel decât în online, nu? Da, este. Deci, ca să fac un mic preambul, a fost un call făcut de Galeria Sandwich din București, un call internațional pentru artiști din România, Moldova și China. Se trimită un gen de lucrare de artă care se definește printr-o serie de instrucțiuni. Poți să urmărești instrucțiunile respective și să produci o altă lucrare de artă, dar setul de instrucțiuni în sine este lucrarea, să zicem. Și sunt foarte încântată că am fost selecționat între cei 26 de artiste și artiști și am propus acest collecting dust, la care în românește am zis adună praful, care este o instalație la care mă gândeam din 2012, când mi-am dat demisia și am hotărât să mă fac artistă.
A fost o perioadă foarte dramatică și expresia asta că de a aduna praf în timp ce aștepți ca ceva să se întâmple, în același timp adune energie, e un potențial, ajunge să fie un potențial în praf respectiv de a fi o materie cu care poți lucra, o materie derizorie, dar care este peste tot, în fine. Și proiectul, seria asta de instrucțiuni, după cum se vede, sunt scrise de mână. Am vrut să păstrez impresia asta că e o schiță, să zicem, că nu e maximum ce poate să fie. Și sunt indicații de ce anunțuri în presă poți să faci ca să faci rost de praf, ca să poți să colectezi praful concetățenilor, așa, cum să te rogi de familie să îți doneze praful lor din aspiratoare, după aceea cum să prelucrezi praful și să elimini mă rog, să colectezi artefactele, le colectez separat pe categorii și după aceea faci o instalație. De fapt, asta era ideea, folosindu-te de comunitatea de oameni cu care între timp te-ai tot întâlnit pentru a colecta punguța cu praf, împreună această comunitate care are atâtea lucruri împreună, faceți o instalație în care prezinți documentația, toată lumea care a donat praf este creditată ca artist, pe jos depui praful și pe câteva mese pui artefactele găsite și faci un mic anunț în presă. Da, și este un proiectul ăsta este sigur despre materiile astea, materialele derizorii pe care nu le băgăm în seamă, dar este și despre potențialul extraordinar care se află în comunitate și în grupurile care se strâng în jurul unor interese aparent derizorii sau nu știu, neinteresante, cum ar fi să adune praf. Acestea au fost câteva dintre proiectele din 2020. O să trecem repede și la un proiect din 2021, dar înainte, dragă Ana, aș vrea să te întreb, pentru că este o întrebare pe care o pun în general invitațiilor din cadrul acestui program. Ce fel de european ești tu? Cum te simți în această postură? Oh, wow! Să știi că e o întrebare la care m-am tot gândit, uitându-mă la interviurile pe care le-ai făcut deja și le-ai publicat. Și cred că sunt un european de ocazie, adică m-am născut aici și am trăit și probabil că sunt european în feluri în care nici nu-mi dau seama. Da. Pe de altă parte, cred că e important, acum apropo de Brexit și așa, poate că asta va lărgi iar discuția europeană să depășească un pic limitele Uniunii Europene și să includă și statele care nu sunt membre și de care adesea uităm. În privința, nu știu, respectului pentru diversitate, cred că sunt profund europeană. În privința, nu știu, în mintea mea, ce înseamnă să fie european este să trăiești cumva liber, necenzurat. Pe de altă parte, cred că lipsa de cenzură e mai degrabă
o întâmplare, să zicem, sau nu se mai poate generaliza la nivelul întregii Europe, mă refer acum special la Ungaria și poate parțial Polonia și chiar și la noi pe unele subiecte. Deci, cred că rămân la răspunsul cu diversitatea. Cred că este mai complet. O să încheiem cu un desen splendid. Este vorba despre un afiș, de fapt, care ne spune așa: fără cultură, suntem doar un cult hrănit de ură. Este un afiș pentru spațiul public din Timișoara. Te las pe tine să ni-l arăți și să ne spui despre ce este vorba. Da, este un afiș pe care l-am realizat anul ăsta în colaborare cu Asociația Culturală MISC, cumva la inițiativa lor. Andreea Wolfer mi-a spus acest text și m-a întrebat ce părere am și ne-am gândit o vreme la el. Și iar eu am venit cu propunerea de a face acest șir de oameni care se troznesc cu câte o carte. Un șir de pocnitori culturali, să le zicem, care un pic să îndulcească din amărăciunea textului și să-l nuanțeze, să-l facă și un pic amuzant. Ce e un efect cumva hilar la acest afiș, de altfel foarte dur, a fost că un băiat foarte tânăr nu a înțeles referința asta cu a fi pocnit în cap cu o carte, nu a înțeles la ce se referea. Și din nou a fost o bucurie cumva pentru mine că nu a avut parte de această experiență de a fi pocnit în cap cu o carte în numele educației și culturii. Trebuie referințe uneori ca să înțelegem ce a vrut să spună artistul, dar, după cum spun de foarte multe ori, cred că nu trebuie să ezităm să-l întrebăm, să-i cerem amănunte. Mulțumesc foarte mult, Ana Cun, pentru că ne-ai împărtășit puțin din lucrările tale recente și sper ca 2021 să fie un an spornic pentru artiști. Mulțumesc și eu. Ați urmărit popa istorici, sociologi și creatori din lumea culturală europeană, o serie produsă de Institutul francez din România la Timișoara, cu sprijinul partenerilor săi, Aquel, Everions și Elba. Eu sunt Mihaela Dedeoglu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare.